ultima sută de metri, Urban Titu a încercat din răsputeri să scape de emoțiile retrogradării. Și a și reușit. Marții 27 mai a demonstrat că mai are putere să treacă cu brio de ultimele etape din acest sezon competițional, impunându-se cu 3-1 în fața formației FC Păpăuți, în cadrul etapei 8 din play-off. Pe lista marcatorilor care au adus liniștea din vestiarul lui Nicu Croitoru se numără Ivașcu în minutul 20, Andrei Stan în minutul 47 și Neguț în minutul 84. Formația din Covazna n-a putut emite pretenții, reușind să bifeze doar golul de onoare prin Voicu în minutul 67, deși Urban Titu a terminat în 10 oameni după eliminarea lui Calofir în minutul 87. Această reușită salvează echipa dâmbovițeană practic de la retrogradare, având în cont 25 de puncte cu 7 puncte mai mult față de ultimul loc retrogradabil. Iată clasamentul play-out din Liga 3-a. Liderul clasamentului play-out, FCM Târgoviște, a avut parte de un moment de respiro. AC Civitas Făgăraș s-a retras din competiție. Elevii lui Becheanu mai au de disputat două etape cu CSM Vântureghin și FC Păpăuți, având toate șansele să termine victorios sezonul. Ne-am consolidat poziția întâi în play-out. Avem o diferență de consistentă de puncte față de compet, cea care era pe locul 2. Acum urmează să mai avem două meciuri de disputat, vineri mergem la Reghin și ultima etapă acasă cu Păpăuți și vom încheia un campionat cu rezultate promițătoare pentru ce va urma din vară. Iată rezultatele complete din Liga 3-a Play-Out, etapa 8-a.